Femeile cu un posterior generos sunt mai ferite de boli și, implicit, sunt mai longevive decât cele care au forme mai plate, relevă un studiu realizat de specialiști. Studiul a analizat modul în care este distribuită grăsimea, deoarece depunerea de țesut adipos pe anumite zone ale corpului oferă protecție împotriva bolilor. În viitor am putea dezvolta anumite tratamente care să favorizeze în mod echilibrat producția de grăsime, însă doar pe acele zone benefice, a afirmat unul dintre coordonatorii studiului. Profesorul a afirmat faptul că grăsimea de pe șolduri și fese ar putea reduce riscul de diabet și boli cardiace. Evident că acesta exclude aici excesul de grăsime dat de obezitate, afecțiune ce declanșează complicații cardiovasculare și ale pancreasului. Deși multe femei își doresc cu tot din adinsul să scape rapid de grăsimea din jurul coapselor și a taliei, specialiștii spun că organismul funcționează mai bine în prezența ei și că o scădere bruscă în greutate declanșată de o cură de slăbire draconică obligă corpul să secrete o cantitate mare de chitochine, un proces dăunător care provoacă inflamații severe în organism. Studiul a mai relevat că grăsimea corporală care se topește mai greu, cum este cea de pe fese, stimulează secreția de adiponectină, substanță care favorizează protecția arterelor sanguine și reglează nivelul de sânge din organism. De asemenea, acizii grași care se regăsesc în stratul de grăsime de pe fese contribuie la protecția pancreasului, reglarea nivelului de insulină în corp și la menținerea rezistenței sistemului vascular. Este foarte importantă forma și locul în care grăsimea se depune. Cea din jurul șoldurilor și de pe fese este benefică, dar cea în exces de pe abdomen nu, a mai explicat coordonatorul studiului, relatează perfecte.ro.